Și de culoare. Pentru asta am adus hârtia preparată. Hai! Păi în 3, 2, 1... Măi, aveți nevoie de ajutor? Uite la rachet de varul nostru curcubeu. Avem mata de lemn pe care va trebui să le înfigem aici, în blat. Să începem! Aici e jumătatea, uite, prima acadică în centru. Super! Haideți că reușim noi. Abia aștept să le mănânc. Uau, wow, câtă acadica! Față de asta! Următoarele prăjituri, mami. Ce avem acolo? Wow! Ce acum? Eclere roz! Dar le lăsăm cu totul. Da. Am terminat, aici, tati. Candy barul e gata. A fost ceva de muncă, mami? A fost. Mami, dar afară am terminat? Mamea? Mai bine spus, eu am făcut, mami. Nu, tati, eu. Ce aveți, mă? Am făcut Melina. Melina. Și eu am ajutat un pic. Și tot i-a făcut și aranjamentul, nu? Da, păi cine altcineva? Voi stăteați numai la vorbă. Aha. Ce părere ai, mami? Cadru perfect pentru o poză, tati. Ia să-mi fac și eu una. Poate mă opri și zicem de ziua mea. Mami, dar ești prea bătrână pentru baloane, ai aproape 40. Oh, cum ai spus asta? Abia am făcut 39. Hai, lasă, mami, că ești cea mai mare dintre noi. Închisoare! Melina ne-a ajutat cu decorațiunile. Mami, poftul? Poftul e aici, tati. Frumos grătar. Și mie mi-e dar noi n-avem, avem altceva, dar eu am grătar. Mara, o să ai legume la grătar, aripioare, costițe, toate la grătar. Vreau de la Iuliana, de la Apiu. Decorațiunile ne-am cam terminat. Da, mai avem de aranja masă. Și de așteptat... Și invitații! Primii invitați vor fi cei care au câștigat pe Instagram, pentru că sunt de la Ilfov. Au plecat mai devreme și ajung mai repede decât ne așteptam. Îi așteptăm cu drag. Desigur. Și să faceți și voi cunoștință cu ei. Și noi, și totodată noi... cu voi. Exact. Invitații noștri au sosit, le urăm bun venit în familia Marei. Bine v-am găsit, bună. Ei sunt câștigătorii de pe Instagram, îi felicităm cu toții. Iar eu am uitat să iau prăjiturile, așa că am plecat. Câte prințese ai! Îți place, Teo? Da. Arată-i fata pe net. Wow.
Vrei ce zici? Și cifra 8. Și cifra 8, da. Vin musafirii. Vin musafirii. Ia să vedem, prichindei. Hai, curaj. Salut, salut. Salut, mă, dar ce ești așa timid? Sofia, ia. Ia-i de acasă, de acolo. Salut, dralocuța. Bună ziua. A venit și mâncărica. Salut, salut și fetele. Salut, fetelor. Sofia, wow, dar ce... Ținută avem noi aici. Mami, poți? Avem aici. Și distracția a început. Animatorii au sosit. Prietenii Hazli sunt aici cu noi și antrenează toți copilașii la joacă. Să vedem cum se distrează. Vreau să mă ajutați să facem ceva. Mă ajutați voi să numărăm până la 8, fiindcă eu nu știu. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Vedeți? Nu știu să număr. Trebuie să mă ajutați. Numărăm până la 8 și strigăm tare la mulțumim pentru Teo. 1! Să asculți de mama și de tata și să nu te cerți niciodată cu surorile tale. Dacă pe prințesele ați recunoscut, pe mine mă recunoașteți, nu-i așa? Și știi de asta? Da? Cine sunt eu? Ticianu Sclipicios eu, că... Ești un pe... Ești un pe... Ești un pe... Ești un pe... Dar ce sunt? Sunt bufon? Nu! Ești o prințesă! Da! Păi uitați, vă place rochița mea? Da! Cum vă cheamă și să ne arătați o mișcare pentru Teo. Vreau să impresionăm pe Teo astăzi. Cine are vreo mișcare cu care să-i impresioneze pe Teo? Bine. Cine a făcut măcar o dată o brăznicie mâna sus? Hai să vă mici sincere. Bine. Cine are un frate sau o surioară mâna sus? Bine. Cine s-a certat cu fratele sau surioara mâna sus? Curaj, așa, hai să vedem. Deci Mara, Bri și Teo. Bri are 4 ani, Teo are 8 și Mara are 12. Am zis bine? 3, 2, 1. Și... Și vezi, și vezi. Încă o dată, ia să vedem, 2, 3, 2, 1. 1. Costițe, cartofiori, aripioare, legumele și sosurile. O bunătate! Nu-i așa, Sofie? Îți bune acadelele de la Mihaela? Mă bucur că vă plac!
Le continuă. Nu faceți nicio mișcare. Albastru! Gravem albastru, lăsăm acolo. Toată lumea înapoi. Hai, încă o dată, încă o dată. Hai, stop. Ai vorbit acum, te-ai mișcat. Fugi-te înapoi. Ai vorbit acum. Așa. Și tu înapoi. Tot. Du-te înapoi. Verde! Roșu! Nu uitați, trebuie să ajungeți la mine. La roșu stați nemișcați. Verde! Roșu! Nemișcați, statuit. Na. Verde! Roșu! Suntem statui, nu clipim, nu râdem, nu facem nicio mișcare. Verde! Roșu! Verde! Roșu! Am atins! Și acum, stați așa. Verde! Gata! Înapoi la perete, toată lumea! La gard! Atenție și start, fetelor! Hai să vedem! Uța. Aripioare! Acesta este meniul cald. Asta e pentru noi, măi. Pentru toată lumea, tati. Teuță. Uite, vin și fetele. Te o să schimbă pentru că avem ședință foto. Da, hai. Cu album. Cu album? Și a început ședința foto. Cum e, Măruța? Super! Bravo! Acum rândul Teodorei. La poză! Hai să pește! La poză! Cei care sunteți prin casă se intră în partea cealaltă pe la pictură. La mulți ani, Teo. Da. Cum vor fi? Aici va fi o poză doar cu Teo. Aici o poză cu noi, ori cu fetele, ori și cu mine. Și aici poză cu invitații. Mama, nu poți să scrie aici 10 mai? E 10 mai, da. A schimbat. Astfel fiecare invitat va pleca cu amintire. 3, 2, 1. Poza cu familia care a venit la noi. Poftă bună, mami! Mulțumesc, tati! Aici am mâncat abri. Da! E așa mănâncă, nu? Tati, uite, mai e un pic din... bufet! Tortul e gata! Am amenajat piramida dulce! Să mergem cu el afară să vedem reacția celor mici! Bolța întrească! După mine, da? Vreau să aud cu mâna pe sus câte un copilaș, ce urări aveți pentru Teo? Tu de acolo, ce-i dorești, Teodore? Da, mă ajutați să cântăm tare și frumos pentru Teo? Eu nu știu să cum trebuie să mă ajutați, da? 2, 3 și... Bucurăm că ați ajuns. Și noi ne bucurăm. Cam târziu, dar ne cerem scuze. Bună, Ericuța! Poftă bună! Și dacă v-a plăcut de mine,
3, 4, 5. Hai, Mara! Ioana face tehnici de relaxare cu copii. Da. Petrecerea aproape s-a încheiat. Mai sunt câțiva copii pe aici cu Ioana. Câțiva aici la paralel. Adulții, Erica, Codrin și toată lumea. Și așa încheiem seara și vlogul acesta. Până data viitoare vă spunem la revedere. Vă pupați, pa, pa! Pa, pa! Teo își organizează aici cadourile cu Ingrid. Da. Și vă spun și ele la revedere. Vă pupați, pa, pa! Și uite ce mi-a adus Erica. Ok. Bri, spune și tu pa! 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 Pa!